Salutare, băieți, bine v-am găsit la Baltacul. O nouă ediție din Așii Pescarului, din Crapii Pescarului, din cei mai crapi, din cei mai ași și tot. Suntem în a doua zi de pescuit din partida noastră de 24-48 de ore, 58-72. Și ce trebuie să știți e că suntem niște bețivi în pula mea, ne-am îmbătat la 6 dimineața, am vomitat în cort, am vomitat pe oana, am vomitat afară din corp, pe pernă, pe tot. M-am enervat că Castor a pierdut, a scăpat, ce-i scăpat, mă? Cheia. De 10. Cheia de 10 a scăpat-o în motor, nu știu, turbină, unde ai scăpat-o? Sub bateria a căzut. Sub bateria, ai scos-o? Da. Cum? Nu mai contează. Zi. Am băgat și eu țigura, am băgat și eu, am mișcat un cablu, am luat ustensila aia de grătar și am agățat-o și am scos-o. Așa. Deci, după aia, bine că nu s-a fost primul eveniment. Primul eveniment a fost al lui fraierul Dăuță, care a făcut ca de fiecare dată. A stat cu noi până la 4 dimineața când a avut treabă să muncească și după aia a dat-o să se mangleaua, să se culce. Și noi vorbisem dinainte să nu facă de-astea, să stăm curând. Grasul nu mai zice nimic, că a avut niște roșii de-alea amazonigenice de-alea și am aici ce. Izabela zici că e... ce să mai... oana cu Izabela, copii de la 402. De aici. Da. 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 Iar am stat treaz. Nu spune, mă... mă... e bun eu. Hai, du-te. Nu știu pe ce-am culcat, încerc scuze. Gata. Bă, ar fi în stare să mute și jumătate de gârlă, mă, ca să le așa facă ele cum da, vrea așa. Uite, copii, bă, copii fără viitor, mă. Mă rog, ideea e că acum o să ne apucăm ca lumea, dar bă, pula ne mai pe primul ce. Ne apucăm ca lumea acum. Uță e atât de prost, că dă tot pe el dau. Încât, cum o să luăm... mântură de nu fac dacă n-au ăștia, mă, la bac în bar. Da, mă, focul e frumos, să-mi bag pula în el de iagăr. Și am mâncat de-aia iahnie. De la iahnie am iahnit. Ce pula mea. Mamă, în bake roast. Da, mă, bă, bă, deci mi-am luat-o... care... mi-e greu să vorbesc, să-mi vadă toată. Da, mă, deci ne-am îmbătat ca ultimii boschetari aseară eu cu Castorul. Am vomitat și ne-am trezit la 2 după amiază, ce să mai. Dar sunt curios dacă a luat tuță ceva la 7-8 când era... no. Ai luat ceva de cât dați noapte? Nu, no, da. Ai luat vreunul? Nu, după o oră, cam așa. Numai la tine, la mine n-a tras? Păi da, trebuie să fie de ascuns, dar trebuie să fie de ascuns, dar trebuie să fie de ascuns. Adică eu ce ne-am scos el ce ne-am scos. Ah, deci astea s-au fost coase, tate? Da, au fost coase. Hai, l-am scos pe ale mele, l-am scos și pe ale tale. Nu, am scos. Ia, mă, dă să văd. Scoate. Auzi, dar nu știu cum faci cu ăsta, că eu nu știu. Bă, dar la mare cum l-ai luat? Ce faci, Uțan? Mor de cald, de supărare că n-am mai prins nimic. Moară tata de mai beau. Mai beau la pește niciodată. M-am bătat de rău de tot aseară și astăzi trag de mine să mă trezesc. Ține-mă, 4, n-am luat niciun pește pe zi azi. Am băgat și pe mama și pe tata, avem și în stânga acolo. Acolo după cort. Sunt două forfate normale cu viermuși. Aici plantate tocmai în stuf unde acolo tată. Uțanul are și o undiță aceea. Are și el plantate pe acolo, 4 bucăți, am făcut și noi un pic de curățenie. Cortul-i cort. Băutura nu mai vreau să mai văd. Așteptăm să vină seara aia pe forță să ne revenim. Și le-am promis la oameni că le arăt la ce dăm și ce scule avem. Nu le știu de numele la toate, vă arăt și eu așa.
Navă modelul pe care îl ține murdar, că suntem murdăreoși. Ceva simplu, nu sinky funky. Lancet. Două de-astea, două de-alea. Gemene. Nu știu ce sunt. Acum au sunt. Nu știu ce sunt. Mulinetele. Simplu. 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 Nu știu ce sunt. Senzorul ăștia am luat astăzi, patru la fel. Avertizoare sonore. Swingerele sunt patru la fel. Tripodul, îl știți. Aici am un feeder. Turbo Balamuc. Așa. Niște porumb. Nadă de feeder. Ia, vă luăm și o pește direct. Stânga. Da, e... E moale. E prea moale. Mie nu-mi place cum stai, dar n-are nimic. Nu stă firul drept ca lume. Da. Bronzat suntem. Scăunel. Avem usca, acolo am vomitat eu ca boschetarul. Scăunel avem. Paletă, pelete pe care nu știu să le fac. Și mai avem, mă, de arătat aici. Focul. Folosim niște pelete de-astea de strap caras. Nu știu să le fac. Asta, da, păreții am făcut eu, am băgat eu un pic acum la mișto, la 20 de grade, 25 de grade în apă. Vărmuș. Nadă. Și cam asta e tot ce avem azi. Stai și noi supărați că n-am prins, îți dai seama, îmi facem prezentare de scule. Ah, da, frumos. Și a revenit tutanul. Ore întregi de așteptare, am luat rața, uitați-o acolo. A luat rața? Ia uite rața, unde se uite. Unde, dracu, de unde mă trage ăsta, mă? A luat la fund. Ia-ți uitane. E micuț. Dar e al nostru. Dar când îl așteptam de vreo 3, 4, 5 ore? Care, 7, 8. A, uite, să-ți bate așa ușor la sfârșit. L-am luat tare, că eu-s mai mult. A, dar e micuț rău, mă. A, deci n-ai nevoie de... Cum spune? Ia uite ce zvâcat. Cum fă-i? De pădă de sus? Da. Hai, de sus. Asta vreau. Da, tu. Ei, așa. Bă, nu l-ai luat, nu l-ai luat. Ba, da, mă l-ai luat. Acum l-ai luat. Care așa-l? Nu sunt te așteptam. A, da, dormirea. Îl bat. Ce îmi place la pește? Ia-mi și mie un dit asta, te rog frumos. Două drill-uri în direct. N-are chei. Dați-i văd acolo, fetele. Dă-mi și mie minciogul. Grasone? Sau? Ia-l tot de aici. Unde vii că? Uite aici, sub asta prima. Ten. Avem un ten. Bă, uite-mă cum le bagi, mă. Ah, mă, grasone. Păi, dar le-au și altfel. Ba, da, aveai cum. Îl îndoiai. Hai, ridică-te. Nu stai, Aaaa, e puiuț. Da, mai scăpa asta niciodată de aici. Tot pe mijloc, nu? Bate soarele. Da, ia uite-l, ce burtos e, mă. Asta cred că are icre. Are icre. Băieți, o să-l arunc. E, măcar tu. Dar și cum o lasă ăla? O lasă de aici așa în sus, în jos.
Aruncă-l și tu ca să nu fie. Nu. Ia, e oară la vrăjeluță. Nu, chiar n-a scupat. Unde trebuie să scupă? S-au făcut 24 de ore. 24, 24 am făcut până acum, nu? 24 de ore. Bă, nu prea am rupt căpturile. Acum pe seara au început să tragă puțin, dar fiți atenți aici. Haideți să întorc camera. Ia fiți atenți aici. Deci, domnul Țanu plantează de la jumatea acelui stuf înspre stânga. Și acolo, până în pom. Iar eu am plantat în stuful ăla de acolo și m-am deșteptat acum și le-am dus pe gangul ăla în... E o lagună acolo. Și a tras imediat. Le avem instalate. Au trecut 24 de ore de la pește. Nu avem cine știe ce mai mult am rupt în prima seară. Pregătim și un grătaros perfectos. Castoriniu, ia mă cum... Ca țăranul ăla. A făcut așa. Nu mai băi, pot să mor. Ia uitați-vă, mă. Am băgat camera pe el și a făcut așa. Nu mai pot, ești nimeni ce vrei. Uite-te cum ești bronzat. Ia zi-mă cum e. Hai, am mai trecut puțin, ia zi ce am făcut aseară. Nu, e ok, nu trebuie. Bă, de istorie te-am dat aseară că v-am zis că ne-au îmbătat și... Mă rog, ca la pește. Ne-am supărat, ne-am enervat. Ce credeți, mă? Am băgat până la vreo 4 dimineața. Cam așa. Forță. Bere. Iagăr, bere. Până s-a terminat berea. După aia ne-am gândit noi beți, na. Mam, pe la 6? Să montăm invertorul pe mașină. 6 jumate, cred că era 6, nu știu cât era. Bineînțeles, la început, prima oară, ne-a fentat fratele nostru, Uță, care face de fiecare dată la fel, fiți atenți, înainte să vin la pește, îi zicem lui Uță, cum am zis Uți. Am venit și tu cu asta, să-mi zică lumea și de tine. A? N-am înțeles. Ce, mă? Păi ce, mă, de supărat? La 5 jumate am vrut să culc. Și ce are, mă, dacă zic? Deci fiți atenți, a statuță, ba a venit la pește, a și muncit la pește, mă, dai mă cum, deci omul, câte sacrifici, ba mă, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am un prieten ca Uță și Doamne, coaie, mă bucur că l-am pe Uță, că oricum, cu grasul nu făcea nimica, grasul nu e bun de nimica, deci el, vă zic, el doar fumează, bea, se droghează, se aruncă în apă, nu face nimica, dar Uță, deci mi-a făcut tot, noroc Uță, e bine așa? A! Te în gură să te put. Ha, când zic de bine, bine, când zic de rău, e de rău. E prea tare? Da, mă rog, Uțanu muncise și el săracul și după aia a zis, mă culc și eu puțin, până la 4 jumate. La 5 jumate. Băieții au luat-o pe de-alea frumoase, pe de-alea de ceartă între ele, ca să... Să-i bat eu frumos. A început să se supere între ele. Facem bot, că suntem pizde. Vei ce mă apuc eu de acum. La 6 jumate dimineața ne-am apucat noi ca să montăm invertorul pe mașină. Castorul, bineînțeles că știe cu Skoda, cu bam, bam, bam. Două cheițe, o cheie de la invertor și nu era bună pentru mașină. Am avut eu o cheie de rezervă. Și a scăpat-o castorul pe lângă scutul de la... Pe lângă suportul de la baterie. Suportul de la baterie. Bă, băiat, mamă, ne-a luat dracia mare că nu puteam să montăm invertorul, să încărcăm bateria la bărcuță. Ce să mai... Bahaos. Și după aia s-a băgat fratele vostru moră de beat în cort lângă Onica. Am luat-o pe Onica în brațe și am început să vomit la ieșirea din cort. După aia, ca să vedeți, stați așa, la 6 jumate dimineața, când eu vomitam 7, ieșisem lângă cort și el venea și stătea lângă mine, așa, și se uita și râdea de mine. Se uita la mine cum vomitam, eu eram în patru labe acolo, și el se uita, că eu frecam sticla, auzi? Acum râdem, că de ce să nu râdem, nu? Na. Deci îmi place mie. Bahaos și putere. Aici e inculpatul numărul 7. Ce?
Ce-i inculpat, mă? Mamă, cât de roșu sunt pe mâini. Hai că ești roșu pe mâini. Cu ei, eu mă văd roșii, ești da. A luat și Oana un guvid, a luat și Izabela un șoarece de s-a dat apă. Ți-am scăpat și iar un pește. Am scăpat ăsta. Ai prins asta am vomitat că mi l-ai prins tu pe... Coi, dar tu chiar ai vomitat acolo? Da, mă, ușor, că am dat apă pe telefon. Că eu am stat acolo în cur. Da, uite, chiar acolo am vomitat la intrare. Da, o cortu-i cort și în ziua de Paște. Avem mașinile aici. Haideți să vă arătăm și invertorul care merge acum și încărcăm și noi bateria. Talent. Nebunie, nu știu. Am găsit noi niște lemne pe acolo, seara facem iar focul, mai băgăm niște, acum facem grătarul, băgăm niște porumbes, foc toată seara, easy peasy lemon squeezy și să începem ca lumea. Am zis că luăm vreo 30 de kg de... Da. 30 de kg. Ia, ți-am învățat. Dă-i ăsta. Și după aia de aici, ține de. Cum ai de aici? Bang, bang, bang. Băi, mă pic și poc. Ia dă-mă. Dă-mă și mi-o pic. Păi acum, mersi. E mai bine așa, gen, dacă-i dai? Păi aia am dat, dar până nu-mi scoteam ăla din cap. Ia dă-te așa. Nu mai dau și aici. Ia vezi? Da, ce faci? Focul de tabără, abia aștept. Fac nebunie. Îl iau la pumn în două ore, țineți minte ce zic. Oh, cum miroase, mă, tată, mă. Ne latră și câinii la ce bine miroase baconul ăsta, păi, de grătare zburg. Și avem și noi doar câteva cotlete. Nu să mâncați în câini. Mă. A, există păi cameră cu miros, mă? Iubesc, mă. A, mă, i-a zis, mă, să nu calci în cuie, vezi, mă? Bă, până la urmă i-a zis, mă. Vezi ce înseamnă o prietenie adevărată? Orice nerv treci. Bravo, chiar sunt mândru de tine, o să știi. Că te-n pula mea, sfârșit, ai făcut ceva bine. Tu nu-ți primă mulțumesc că te-a scălpat de cui? Putu-te în gură de boschetar. Te să uită unul la altul și râde, mă. Bă, nu-ți uităm bolul și partea asta, râde. No, eu îți l-am mai căutat cu privirea. Ia, verificăm-o dacă sunt bune. Miroase. Nu vreau să stau la rece, aia e faza. Pe unde au stat? În sacoș. E foc de tabără, fac. Ce, mă? Sunt acri, coaie. Dă-i Luana să miroase, dă-i Luana, dă-i Luana, serios. A, sunt cu cascul. Miroase cu aia, nu miroase. Sau dă-i dă-i Luana, are dreptate. Ce mă, ce aruncat? Mamă, nu pot să mă scot din asta. Nu mi se pare activ. Ori am mâncat eu prea multă mâncare stricată în toată viața mea. Nu. Păi s-au căsit și la fel. Nu, la fel și ăștia. Ăștia au stat la rece, în schimb. Nu-i pui pe aia proaspeț, mă? Nu știu ce. Nu, că au stat la rece ăștia. Ce vrei să-i tai? Ia, au rupt direct ce să-i... Am prins pe vecinul cu porumb de la fermentat la sticlă. Am văzut ce a făcut. Are porumb de la lastică fermentat. Și că cu apă de ploaie se fermentează cel mai bine. Și cu țuică sau pălin. Bere, pulă, mai am multe. Țuică, da. Când i-a zis lui Bogdi, a zis, cum, n-are cum, tu vorbești serios. Depinde de zona din care provii.
Ala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 l
afară de cap. Ia uite. A trebuit grasul? Nu, a băi, când vrei să fii prost, ești și prost, mă. Aruncă ăla cu planul. Băi, vezi că acolo dai la mormoroși, mă. Dacă aduci aici. Vezi, poate rămânem fără aia. Pe slab jarul mai punem? Op. Mai punem ce? Apă? Mai stingem? Ia dă-mă o jumătate să gust. De ăsta? Da. Ie. Nu-ți place? Nu știu. Mamă. Vă plac crânații? Dacă da, de ce? Numai acum pe mâine. Am o întrebare pentru toți urmăritorii mei. Scrieți-mi în comentarii, da? Cine face din grupul vostru de prieteni sau din familie grătarul mereu și de ce? Cine îl face, tată? Și dacă are vreun secret, să ne-l spune și nouă în comentarii acolo. Vă zic eu, Conacu face cel mai șmecher grătar. Da. De ce? Că îl face bine, rău, de tot. Ne uitam pe Instagram și noi seara postați ghiduș cu poză. Făcuse un cold reaction de ăsta, gen ce locuri șmechere știți prin București, să-mi iau și eu idei de la voi. Comentați cineva un comentariu și al doilea comentariu era de la Manu. La Conac. Atât am putut el. N-am putut mai mult. Bă, am e dor de Manu, mă. Manu era prietenul nostru, Oano. Nu-ți pare rău de Manu, Oano? Nu dă părul rău, dacă e dor de el. Bă, era prietenul nostru, mă, bun, rău, prost. Păi nu mai e? Păi nu mai e, că nu mai e pe la noi, e pe la italieni acum. Auzi, mă, vrei să te oprești un pic? Ba da. Iară lui Castorino, cum se aruncă o bombă. Că el aruncă într-o parte, într-alta, nu... Vezi cum... Pocnește undița pula mea, că aia mea coaptă. De ce mă scos cu aia?
dați mă să vedeți ce face. Ce? Dați-vă de aici, mă, să vedeți ce face castorinul. Ce să fac, mă, drept cărămizile astea ca să stea cât mai bine pe... Ce faci castor aici? Foc de tabără. Da, Monica aduce astea. Vedeți cum arată focul de tabără. Ești mândru de luțame? Da. Abia aștept să iasă. Întoarce în cadrul ăsta frumos pe castor. Nu văd, am nevoie de lumină, vă rog. S-a întors cadrul pe castorul. A pus cadrul aici. Păi unde stai? În direct, tată. Nu știu, vreau lumină. Vreau lumină. Orică ești departe, oricum. Mă plimbă, mă plimbă, mă plimbă. Sunt acolo, Bob, de la masă. Plimbă, mă plimbă. La masă, pe cutie. Nu, dăm 70, dăm 70. Se vede? Nu, nu vreau, mă, facem un corp. Băi, la carne aia v-ați uitat? Nu știu. Hai că știu jocul. E posibil să o agațe. Castore, facem schimb după aia? Ce aia? Nici, cu toate. Castore, unde ești? În dreapta? Nu văd. Uite, nu e destul de... Ești cu asta, de ce? E în dreapta, e în dreapta, e spre Luții, nu spre Luții. Uite-te pe urmă. Da, mai în dreapta. Dar vezi cu ai pat aici, nu trebuie să te duci acolo. Bagă-te între ele, bă, cum ieși pe aia. Castore. Nu mai simt. Tu nu mai simți? Nu. Da. Legenda spune. Asta până mâine înapoi. De ce, mă, cu asta l-am prins pe ăla? Da, dar era, uite cum e puta. Ce-o țin cheamă? Serios, am pus și nume, pe măsura lui chiar. Era plota dată peste fir și nu vedeai dacă era el. Hai, ce spagube. Da! Da, nu, nu poate la tine. Ia. Ia, să mă zic, nu mai zic. Așa, așa. Ai scos micii? S-a dus și bila, s-a dus tot. Unde? Nu poate așa, drept. Uite-te unde da, da. Ce m-am grăbit cu aia, că l-am înțepat și l-am lăsat. Nu l-am înțepat bine? Nu știu, eu nu înțepe așa cum... Chiar dacă facem un călăge din prima, eu dacă nu sunt unde ia să-l văd eu cum face stânga de bam, bam, bam. Numai tu lași, tu lași până pleacă cu ea și de aia ne-i scap. Ei trag direct, așa trag și eu. Cum? Nu mă, el îl lasă... Nu ridici să-l înțepi? Ba da, mă, ridici să-l înțepi. Da, mă, dar el îl lasă până pleacă cu ea ca să fie sigur că-i cu acul în gură. Te-a luat un țac, asta poate a luat bila și a scripat-o, da. Sau poate la găci, gen, ușor de buză, sau, mă rog, gen, pur aia... El așteaptă până stă sus de tot și nu mai, nu mai lasă jos. Capul, o să-l înțep la asta, să vezi. Dă-mă, pe asta biografică pe aia lui. Și unde e înaltă? Care? Înaltă, nu știu, la uță. A, păi și mie nu-mi trebuie una? Păi, dar avem patru, avem trei. Da, ține. Și lui castor la ce trebuie, că castorul e ajutor acum. Hai, că ajutor castor. Tu ai două acolo și vrei să ții de aia pe ureche? O da, ia mă, da. Castorul ne ajută pe amândoi timp, pula mea. Ia mă șapcă de aici. Bă, nu pot să... A, dar ăsta a fost agățat cu aia. Dar asta știi de ce cred că a fost agățat? Din mine de scară. Cred că a fost agățat de cuie, de la pop-up. Că de-aia ai rămas fără pop-up. Cred că a fost agățat de la cuie. Bă, l-am simțit. Da, păi aia zic, cred că a fost agățat în cuie, de la pop-up. Bă, bine, poți să vă știți de numai așa. Păi auzi, putea să strângă cu breacă, arde. Arde și ea, da, dar nu poate să stai așa ca luna. Așa am vrut să-l facem și noi ieri, dar mi-a zis castorul, bine, o să pice. Dar nu are încă, că stă și așa eu. Mamă, cum am pune cărămizii aia. Da, nu mai mișcați să pute cărămizii. Da, dar nu o să ardă așa tot. Lasă. Cum arde.
Salvăm asta pentru cine mai vreți. Mă, îmi vreți că nu e bine lung? Vezi? S-a înduit minciocul cu cavajul de la asta. Da, să zic că nu e bine. Ia uite-l. A, uite-mă, tată. Nu lutezi dreacul aici. Bă, mușcă și din asta, mă. Ia picior. Bă, vin cu cap, bă, coaie! Bă, ce pula mea? Ia, mă, filmează. Du-te și dormă. Te-am trezit să vezi ce ți-am luat. Vreau să văd proba cântarului acolo. Mă treziște așa de degeaba. Ah, mai ieși asta de aici, uite. Vezi că nu era prins oarecum. Ok. Ține. E ten, așa face tot. Asta se luptă. Frumos stat. Nu mai pune lumina. Ce? Jos, hai să-l facem. Păi, punga de la Mega. Punga de la Mega și cântarul, nu știu unde. Nu, nu. Cântarul și punga de la Mega. Ia, uite punga de la Mega aici. Și cântarul. Cântarul e în cutia aia de textil. 3 kg 4, 3 kg 300. Eu cred că dacă era uite, el scăpa. Mergi, măși. Glumescu-ți. Cum e? Era doar o glumiță proastă, ce-i drept. Frumos. Mai bine că m-ați auzit. Ai scupat și pe ăsta? Păi da. Mă. Eu cred că are 4. Oh, 3 kg așa. 3 kg 800. Talent. Ceva de seara așa frumos. Bă, dacă vedeți povestea la peștiuluțul ăsta frumos. A tras, l-am luat, a fugit cu... What? Ce? Bă, ceva nu e ok, mă, frate, s-a rupt asta. Mă rog. Ție de bine să nu plece de aici. A țăcănit-o. L-am luat, mulinam și nu simțeam nimic, că zic că m-am grăbit. Și când ajunge aici, eu dau la casturi, zic, bă, casturi, da. Ia, mă, știu. Ia și asta, de unde vine domnul ăsta? E cam pește. Și ia uitați-vă, bă, băiatule. Cel mai frumos de azi. Ma. S-a rupt. Câte chile are? Și facem proba cântarului acum. Aia zic cum e. S-a rupt cu aia, s-a rupt cu asta? Da, cu aia, nu, nu s-a rupt, s-a desfăcut agrafa. A, ok, deci pot să pun aia, dă-mi cum să pun bombă. Ma. Bă, handicap! Dă-mi oana să-l... Bă, hai zic. Să-l cântăm și noi. Am 3 kg jumătate maxim. Și ăla unde? A, era uță, pe lângă ăla. Băi, da, aici. Uf. Hai că am filmat și eu dacă e. N-ai filmat? Ba da, dar am depus în camera mai devreme, mai în jos. Mai rămâne 3200. 3200. Dar e mărișor. Bă, băi, dar ți-a făcut firul, nu știu ce ți-a întâmplat cu firul. Stai, ține-l acolo, mă duc să iau ăla. Bă, ori e mare, ori e agățată. Unde ești cu ea? Dar parte că e asta din lagună de acolo, de unde nu, a pus nu, unde ești ca poziționare cu firul? Imediat după asta, după primul. No. Până mâine. Nu, nebunesc, o să-mi rupă mâna asta, după asta mă balasom. Uite, uite-l cum faci, Vrei să te ajut? Uite-l cum faci. Nu se vede. Vrei să te ajut? Uite-l, mai dau și eu. Tare mi-e că-l scap ăsta.
Trage tare de ea. Trage doar odată ca lumea să-l... Uite unde l-a dus, bă, băiatul. Ce mă, e departe, mă, ce? O să-mi dreapta? Pa, rău de tot. Deci am scos-o din stânga și am făcut... Vreau să nu se ducă peste aluță. Da, se fac. Dar pun așa numai pe băz, nu, pe mine. Nu, nu mai strânge ăsta. Nu, da. Ia-mă, trage-o de-l, ia-mă, trage-o de-l. Cât e ceasul? Deci acolo este 1.10. 1.10, avem un drill. A tras tare de ea. Să sperăm că nu e o alarmă falsă. Dă-mi și mie la antena de pe scaun. Nu, este... Vreau de șopă. Uită-mă la dracu' în prajul cu ăsta. Hai. Dar vezi ceva până la dracu'? A. Da. Okay. A fost, da? A fost? Ala nu-mi falsă. Hai, Pablito. Facem un puțin iar. Ricard. Hmm? Un ciortan, tată. Micuț, nu știu, cred că e de... Cred că e de dat drumul ăsta. O să vedem mâine. S-a oprit și o mașină la noi, să uite așa, mai dubios. Dacă mai stau un minut, îi ziceam... Socheres. Socheres, mai beșau, ce să las. Ce ceasul? 3 dimineața. Două jumate, am zis băieții. Că mă duc eu să-mi schimb bunduțele. Două jumate, băieții. Am găsit un loc de trage la un sfert de oră, jumătate de oră și am luat și frumos shake. Și asta cred că are vreo 2 kg. Zic eu așa. Problema e că trebuie să vin drept cu el pentru că am plantat două în locul ăla și sunt una lângă alta. Și mie când nu ia pasă la alta și s-a prins senzorii la salată. Și n-aș vrea să le plantez iar acum. A gătat ceva? Mm-hmm. A, nu, trage el. Lași-mă că nu vreau să-l scap. Mă, ce trage de mâine, sincer. A băgat peste aia asta altă. E aici aproape de asta. Poți să pui camera acum pe unul de ăla. Hai, pun-o repede jos. Și ia ăsta. Nu știu dacă... Hai, vreau să plecă. Nu știu dacă se vede. Lasă-mă, nu contează. Bagă-l pe sub el. Hai, te iei aici aproape, hai. Da? Ușor. Lasă jos. Lasă jos, mă. Unde jos? Cum jos, mă, coie, că uite, e peste el. Aia zic. Așa. Po, dar mă vezi și tu în pula mea când dai asta. Poți să pe dedesubt? Nu, ia-l tu pe mijloc acum, hai. Stai să mă rotesc. Ia. Ușor. Și acum vezi? Ai grijă la asta dreapta. Pe aia contează că ai așa. Stai, stai. E luat așa. Dar mă ridică niciodată, hai. Ușor. Hai, zic. Bă, camera să nu... Ține la link. Pune-l pe mal. Lângă camera aici. Da-te. Hai, ia camera acum. Stai. Ce vreți, băieți, ne mișcăm și noi mai greu, că suntem doi oameni. Ah. Că e crăpulețul nostru, mă, ăsta frumușel. Așa. Bă, coie, da. Bă, pula, că prea mult trage acolo. Nu-i lasule nimic. Nu contează. Unde e înțepat ăsta, ia să vedem. Unde e oare înțepat? Ia arată-mi glasul aici. În buza de jos? Dar în mijloc.
Iar mi-a stricat furfocul. Încă o bucățică. La vreo 1,702 kg. Frumosel. Îl băgăm la mincioc. La mincioc. Și ne pregătim de următor. Hai la jos. Iar plecăm cu frâna de mână tras. Am dormit și noi puțin. De până la vreo 4 până la vreo 7 jumate, 8. Ne pregătim să plantăm acum câteva bucăți de dimineață. 2 la număr. Și după aia vamos. Nu, asta am desfăcut-o. Nu, desfăcut. Ai mai ținut? Nu, ce faci? Ai să mai dau puțin. Da. Ții? Țin. Iar asta a făcut pasta din tine.
Lasă că le arunc din mână. Să vedem cum adoră pe interfăr. Ce? Vedem cum adoră pe interfăr. Păi tot cum merge, bă. Cine bate la fereastră? Băi, chelule-i! Cine bate la fereastră? E vecina mea frumoasă. Sunt fericit și mă simt bine, scopiul vieții l-am găsit, dorm în mașină la tine. Ce faci, mă, grasă, mai dore? Îi mai dai un pic, ha? Mai dă și un pic. Ce și mă bate din amul seara? Doare pe grasul un pul. Are dubă, îl doar la ștoac. Prins verde. Ia mă, Castore, cum ai făcut tu invertorul ăsta aceea? Explică-mi. Mamă, ce vorbești, mă. Haide. E complicat. Și ce faci cu toporișul ăsta aici? Ca să lăsăm capota să nu bată soarele pe motor. Ia zi, hai. Ce să zic? De invertor și cum ai făcut ea? Unde ai pus plusul, unde e minusul? Păi plusul e pe roșu și negru e pe minus. Hai că te auzi tot, să mă arătat. Ce vrei, mă, abia m-am trezit, lasă-mă. Am o față de nu mai am. Mai încărcăm și noi puțin bateria asta de dimineață. Că am apucat să mai duc două. Să avem și noi baterie, să mai plantăm și noi câte patru. Facem și... Să vedem ce ne aduce ziua asta. Practic am făcut 36 de ore. 38 de ore de fapt. Să vedem dacă rezistăm până la final. Cred că e vreo 9 dimineața, nu? 9 dimineața. Avem un update frumos de făcut. A venit și patroanca Mahara, să zicem așa. O salutăm prin intermediul ăsta pe doamna. Cum e românul, zicem și noi așa. Mergea un jumătate de preț.
Bun, ne-am băgat la un feeder, am băgat câteva bombe legat de baltă, să vorbim puțin. A venit patroanca când băgam niște bombe și când am văzut că a covorât așa bine, că pe la 3 noaptea seară a venit un băiat, s-a oprit, ne-a întrebat la ce dăm, eram cu grasul, toată lumea dormea. A venit în stânga cortului, noi le plantasem aici, a stat el un minut, două așa, m-a întrebat dacă și eu, am zis că da, am început să vorbim și după aia mi-a zis de mahăra noastră, de patroancă, și a zis că vine pe aici dacă e. Mă rog, ideea e că din auzite pește peste tot. Și că noi suntem aici la început de baltă, balta are 2,5 km, nici nu sunt numerotate standurile aici, nu mi-a zis de ce băiatul ăla. Așa, de la ce am pornit. A venit patroanca și m-a găsit cu bomba în mână. Eu când a venit băiatul ăla și joi, când am făcut 24 de ore, pentru că eu sunt pentru a doua oară pe balta asta, am făcut joi, miercuri și joi un 24 de ore, am stat o zi acasă și am venit vineri seara la 48 de ore. Tot aici, în același loc, un stand diferență, sau mă rog, două standuri diferență. Ideea e în felul următor. I-am zis la băiatul ăla de două ori, băi, dă-mi și mie o foaie de regulament, dă-mi și mie să citesc un regulament și ceva. Nu e. De ce? Ca să evit neplăcerile astea, să nu-i opresc pește, să nu fie un pește de ăla, să nu fie problemă de ceva. Să citești un regulament, să vezi despre ce e vorba. Nu mi-a zis băiatul ăla nici de Facebook. Acum, mahăra mi-a zis. Bă, da, mahăr e rău, gen. A, noi folosim mahăr pe post, gen de la, știu, catering. Nu știu dacă e mahăr rău. Garoi e rău. Așa. Bun. Ne-am băgat la feeder-ul ăsta. M-a prins cu bomba în mână și zic, fii atent, mâncați ești luată, că n-am voie să dau cu bomba. Că pe multe bălți, cu racheta de nădire, pe multe bălți nu ai voie cu racheta. N-a zis nimic ca de rachetă. În schimb, a făcut o chestie pe care eu, sincer, ca pescar îmi ia chef așa un pic, îmi scurtează din partidă, îmi trage și la asta, în direct, la feeder. Mă rog, o să trag el, ca lumea. Dezamăgit de feeder, că nu a mers nici ieri, nici azi. Mie când îmi bagi mâna în pește, mi-e urât. I-am și explicat fetei, am zis, bă, uite, am mai făcut un clip de 24 de ore aici, săptămâna asta urmează să-l postez, urmează și ăsta de 48 de ore, lumea se uită, pentru că ultimul clip a făcut 120.000 plus. Și nu am un canal dedicat de pește și a fost 24 de ore pe Boteni. Și când sunt 120.000 de persoane, în comentarii să mai uite, să mai întreabă, află balta și poate să mai vine. Mă rog, nu e vorba de asta, da? Per total. Și mi-a zis că dacă-i arăt peștele, i-am arătat peștele. Era unul decedat acolo, săracul. N-am putut să mă abțin un pic așa, că dacă îmi spui gen, mă rog, nu e vorba de contradicție, dar dacă îmi spui că uite ăsta a murit și că n-ai mai voie să-l ții, îți zic și eu gen ce observ pe baltă. Este foarte rănit peștele, frate, gen oglinda, da, cum e ea așa, era tăiată de la jumate și unele de astea, eu din câte știu de la țara, de la mine, de când eram și eu copil și pescuiam și eu, și băgam și plase cu bunicii și cu astea, aia e de plasă, mă rog, poate nu știu eu bine. E foarte rănit, i-am și eu, bă, nu moare că e apa, că mi-a zis că e apa mică acolo și că, mă rog, trecem peste. Ne-a aruncat vreo 2-3 ciortani, mie 3-4 ciortani luuță, în rest tot ok, a văzut gunoiul pus bine acolo. I-am explicat fetei, zic, bă, eu mie îmi place să-l iau, să-l strâng și la final când fac eu filmez, la final când fac clipul, bă, ce arăt ce am luat și ce e de dat drumul, îi dau înapoi drum. Ați văzut, când am luat tenul ăla mai devreme, l-am lăsat înapoi, i-am dat drumul înapoi în baltă, că era micu și avea foarte multe icre și n-avea rost să-l iau, când puteam să-l tirez. Cam asta e despre dimineața asta. În rest, na. Am băgat feeder-ul, dezamăgit puțin de feeder, că n-am mers nici ieri, nici astăzi, probabil nu o să meargă. Nu văd cum se mișcă. Am omit acolo puțin în loc, așa cu clipsul pus.
văd că toată lumea e tripată, deci toți oamenii care s-au oprit vorbeau numai de porumb. Interesa porumbul. Și acum patroana, prima chestie pe care a făcut-o, a băgat mâna în porumb și a ridicat porumb. De acolo ai văzut? Da. De pe jos. Cred că da. Și mirosi, nu m-am uitat exact, dar nu știu ce se întâmplă. Bun. Mai avem practic vreo 10 ore de stat din bun, la 48 de ore. Nu cred că le ducem pe toate, pentru că nu o să se miște pe zi. Dacă se mișcă pe zi, o să stăm până aproape de finalul partidei oficial, așa. Adică până la 4, 5, 6 seara. Dacă nu se mișcă, la 12 ne-am mușchit și noi că vrem să mai edităm și noi, să mai exportăm și noi clipurile, dăm și noi mașina să descărcăm acasă, poate mai prindem niște piscinuțe la noi în curte, mă rog, poate facem și un provocare la piscină 3. Așa, bun, că suntem 4 oameni acum. Ce să vă zic? Am luat, în timp ce era prezentă mahăra, am luat un ciortan la mal, tocmai de la Cuca Măcăi a dus de acolo și am dat drumul de față cu ea pentru că a zis că era micuț. Da. Data viitoare, pe fiecare ciortan, pun cântar. A luat un kil și 10 grame, l-am luat. Glumează. Da, mă. Ne simțim bine, atmosfera e frumoasă, băieții joacă fotbal. Da, frumos, da, mi-a plăcut. Da, data viitoare opresc live-ul și zupărul din cap. Bun, pleci? Hai, să aduce alea. Drogurile. Glumesc, ai grijă de tine, hai, pa. Aseară, Uță s-a culcat pe la vreo, cât te-ai culcat, la vreo 10, pe la vreo 10, castorul pe la vreo 12.30. Cine a scos peșterele de la 1 fără 10, 1 fără 5? 1. Eu. Deci pe la 1, Onica, nu știu, Izabela tot la fel, pe la vreo... 2. Nu, era 2, mă, n-a sprins 2. Tu ai culcat trăintele. Mă rog, am dormit și noi până la 8 și la 8 ne-am trezit pe plantație, Grasul a făcut un gest frumos față de mine. Bă, m-am pus acolo, amândouă, la 4 dimineața, 4 și un pic, amândouă pături ude și noroc cu fire pit-ul ăla, bă, tată, ce crezi? Mâncați, ești pulica ta, m-am uitat așa un pic și am zis, bă, adu niște lemne și fă focul tare, că m-am pus lângă el, că mor. S-a adus săracul, a căutat și cartoare pe acolo, a adus el de bine, de rău. Și am dormit și noi, de la vreo 4 jumate, cam așa, 4 jumate, până la vreo 8. Ne-am trezit toți în același timp, Grasul încă mai doarme. Mama, tata vrea să-l mănânce pe piper. Îi dăm cu feeder-ul, mai plantăm puțin și vedem până în 12 cum se mișcă. Dacă nu se mișcă, o ușchim. Dacă se mișcă, rămânem. Ți-a plăcut, mă, la TikTok-uri? E greu, frate, obositor. E obositor, am filmat niște TikTok-uri, băieții. Avem pe vecinul aici care e pe șlang. Bă, cum am zis, nu, ziua e moartă aici, deci merge doar dimineața pe la vreo 5, 6, 7, 8, maxim 10. După 9 e mort. Da, și după aia merge seara, după 5, 6, până la 12, 1. După aia ar pe reprize pe la vreo 2, 3 și tot așa. Deci nu o să stăm la toată partida. Mai filmăm și noi niște TikTok-uri, mai stăm și noi de vorbă, mai pierdem timpul. Începem așa ușor să strângem, să le luăm pe rând și să facem vamosică la de final. Să vedem și ce am prins, câte kilograme. Aia o filmăm de acasă. Aici o filmăm. Aici o facem. Da, aici o filmăm. Ia ziceți-ne, cum v-ați simțit până acum pe Clip Boys? V-a plăcut partida noastră? Vreți să mai facem? Vreți să încercăm altceva? Nu știu, o baltă anume? Scrieți-ne în comentarii acolo. O baltă, nu știu, o idee. Poate facem și un challenge la pește, cum ar fi? No. Poate facem o întrecere. Poate facem o întrecere de asta, 3 inci. Pește viteză. Să ne strângem 3 inci, să punem un premiu. Pun un premiu la bătaie eu. Și facem un challenge. De exemplu, cine prinde mai mult în 24 de ore, pe 1000 de lei. 10. Sau cine prinde cel mai repede după ce a aruncat. Cine are prima trăsătură după ce a aruncat. Păi asta e la ghici. Păi la ghici, păi la 24 ghici, de ore aia... așa, care prinde gen păi și... nădești, face altceva ca să prinde, da, nebun. Da, e mai complicat, am înțeles. Vreți să facem, mă, băieți, o de asta? Ia scrieți-ne acolo în comentarii să vedem dacă vreți. Și că scrap. Aici e lăsat.
Ha, mă, lasă-l că nu ridic. Deci fii atent. Bucată. Care e TikTok-ul? Îi dai dintr-o bucată. Van așa gen, știi? Eu filmez aici. Uță, tu te uiți în apă acolo. Te uiți, nu știu, în pula mea sau... Fă bulbuci, așa. Și o vin și zic, ia zi prost, le mai faci? Hata, da? Mă, nu vrei să dau papuci mai încolo? Ba, da. Dar pe aici, nu mă, lângă tine, pula mea. Și eu vin să-i dau asta pe el și alunec pe papuci, cad. Te? Vreau să-l cațac. Nu. Deci iei de aici așa și deci să fii mers, te uiți în ăla. Da? Face uite. Temporizator? Nu, să te uiți în telefon, să fie în telefon, nu te uiți la noi. Și ții doar telefonul așa, că multă lume filmează și face... A, nu mă, eu vă văd în telefon, nu mă uitați. Și uite așa vine, gen. Ia zi prost, le mai faci? Gen, știi? Eu trebuie să mă dau un pic mai în spate. Mai faci, prostule? Uță, uță, lasă, le filmează de acolo. Dar filmezi, da? Eu filmez deja. Ești pe înregistrare, filmat. Nu te pula mea. Ce? Înregistrare, dă-i pe înregistrare. Stai direct. Prost, coaie. Direct? N-am văzut bă, butonul rușu. Mă, mai bine, mă, coaie. Mai faci glume cum a făcut gluma de la bani. Da? Și o să cad, mamă, uță, vezi că o să mă duc, mâncați-aș gura. Vezi că mă duc ca lumea. Hai să luăm două take-uri. Aș vrea să iau din prima, să vede că sunt, nu sunt piscat. Bă, fii atent, vin lângă tine, nu filmă încă, vin lângă tine, îți zic, ia zi prost, mai faci? Așa. Om, hai din prima, las, cad eu. Tu fă ușor, nu te juca ca un copil, da? Ha. Deci s-a pus pe roșu ăsta, nu o dată, s-a pus pe roșu. Deci pe ăsta. Ușor, uite, începe să filmezi și auzi-mi. Gata? Mai ușor, mă, mai ușor, ușor. Păi... Ia mai scură la gura mea. Mamă, ce cred m-am dus să moartă. Mamă, dacă ai dus că ai și murdărit. Deci scoate și tu de-aia de cald. O grată? A luat-o bine? Să dau soc. Dă-i. Doar nu e un cam murdar, zicea să iei gălătă. Stai că e numulat. Stai că acolo e murdară, mă. Păi și cum se vede? Stai că vedem acum. Dă-mi sus în cap, în pizdă. E rece? Ha? E rece? Stai mă, ușor! Nu mai încoace. Vreau să dăm cu față. Am pus, am pus. Și eu m-aș spăla să-mi bat. Dă-mă, mai dă una. Dă-mi ca lumea să mă spăl pe spate. Duci în direct. Ah, cam de mult dă. Mai dă-mi una pe față. Hai facem unul la tine, da? Dă-ți chiloții jos. Ia atent. Hai de dăm. Du te de chiloții. Ia fiam de aici, așa. Băuță, uite, se face castrul și te primește pe tine, știi? Și faci așa, hai. E gen, uță, da? Îmi dai mă și mie o apă, o găleată de apă să mă răcoresc eu. De aici, tu știi? Și el jos acolo. Și găleata aici. Și el face, se ridică de acolo. Hai mă, că-ți dau. Vrei să arunc pe tine? Hata. Și el când s-a plecat aici, îl împing, dar un pic, puțin, ca să pice aici, ai văzut cum am picat eu. Și intră și el așa. Mai bine stai tu pe un scaun în spate, zici tu, și gen, când e să mă aplec, vii tu, bam, direct? Hai că-ți fac eu atunci, ca să-mi dea cu tancul de-alea, să prindă, să-l pofor eu direct. Nu, să fim trei. Asta zic, gen, castorul aici, da, aici, da, tu acolo și hai, bam, Izabela, direct. Filmează tot atunci. Gata, bă, uite-te la asta. Caută de aici și de mult. Aolo, mi se vede sub brațul. Aolea, 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 filmăm, gen, nu pot să lasă astea pe. Bă, sunt două tipuri de oameni. Unii proști și alții foarte proști. Da. Aici sunt cei care dar am de 4 ore și toată asta.
Și tu filmai eu. Cine bătut? E sigur? La bătaie ca feranți. Bă, dacă uitați cine mănâncă mie zilele, cine mănâncă mie zilele și banii și tot. Uitați-o. Uitați. M-a băgat în boala muc. M-a dat de spume, m-a dat de boală. Noroc. Bun. Ăștia ce strat caută. Ia vezi, băi, ăștia ce strat caută. Cred că au văzut că e până. Hai să trăiți. Noroc. Salut. Am luat ceva, băieți? Pula în gură ce să luăm. Direct, da? Direct. Bănacule, am trecut ieri pe lângă tine și... Deci sunt două tipuri de oameni, proști și deștepți, știu, la pește. Și prietenii mei, cam așa fac ei. Primul tip, mă refer la asta, la cum trag de lansete. Primul tip e grasul. Uitați-l pe grasul cum ia el lanseta. Trage. Să moară familia. Și al doilea tip, vreau să n-ai văzut un apus. E uț. Uitați-vă la uț. Da. Da. Mie îmi place drill-ul. Ce? Ai început? Păi n-am forță, ești nebun, ai strâns-o. De trei zile nu am somn. Bă, dar asta... A, era aruncat. Bă, care mai a descos asta, nu?
băieții, este momentul să închidem partida asta de 48 de ore. Endingul ăsta e la comun, apare pe amândouă vloguri. Dacă vă uitați la mine, trebuie să vă uitați și la fratele Uță. Dacă vă uitați la Uță, trebuie să vă uitați și la mine. Acum noi o să facem endingul și o să băgăm peștele pe care l-am prins eu în cutia neagră, el în cutia albă și să vedem ce am prins. Ai ceva cuvinte de zis? Bă, cel mai mare tenie la mine, cel mai mare crab la tine, nu? Cred că da. Hai. Hai să vedem cât am prins. Hai. Tu te voi pata și o pană. Întrebare aici după cine mă duc. Te ajut, Toane? Bă, ai fost mai rapid? Cred că m-a făcut. Cred că m-a făcut, da? Da. S-a închis camera. Bă, nu s-a închis, bă, camera, s-a închis ecranul pe drept. El vrea să scoată numai tenul de acolo, mă. Nu-l interesează altceva. Mamă, care are mai mult pește? Haide, mă, tata, să te văd. Nu acolo mult la mine, până la uță. Ai pus prea multă la mine, toată știu pe ăla. Ce mă cu ăla am văzut? Caras. Și cărășelul ăsta m-a scot? Care? L-am. Ha, bă, care are mai mult pește? Deci e tenul ăsta frumos la oțanul. Uite un crab tot frumos, nărăvaș. Ai mai mult pește ca mine. M-a făcut, mă. Cum te simți învingător? Bine. Ah, am uitat de ăsta, bă. Bă, băiatule, bă. Stai că mai am aici un pește, doi. Trei. Aia sunt prima zi, 24 cu 24 a calculat el. Frumos. Ce baie ne face asta. E scandal argiu. Băi, aș cântărim. Mă crezi? Ia toate cântarul ăla. Nu știu unde e. Proba cântarului, băieți. Camera. 15 kg. 15 kg. La 48 de ore, câte 8 kg sunt în 16 kg maxim. Aveam voie. Da. V-am mustat, ia. Hai, mă pregătești pe ea. Hai, băgați voi acolo. Că eu îi dau drumul la ăștia înapoi. Ce pula mea pescariși, mă? Nu vrea să bage mâna după pește. E frică, mă, nu vezi că-l ia de coadă? Nu o să-ți fie frică de peștiuță.
penul la Salvator. Mamă, ce dracu faci? E frică, mă, să pun piesa de rezistență. Da. E pe zeros? E pe zeros. Ha, dai. 10 kg? 8 kg. 8. Stai. Ăla-i. Ha, am ieșit la locul. Altru. Răstor, nu punga, nu că sunt cățele. Nu prea mai e. Eu am stat o zi în Prujen. De ce? A, ah, ca greutate, da. Băieți, cam ăsta a fost vlogul nostru, vă mulțumim că ne-ați urmărit, eu am fost Conan cu el, a fost Lucianus. Urmăriți-ne pe Instagram, v-am o zică puternic acolo, comentarii dacă vreți să facem un clip de genul. Și nu uitați, like, subscribe,